Vicepreședintele Asociației Județene a Operatorilor de Transport Neamț, Romașcanul Ionuț Pricope, a declarat că firmele de transport din județul Neamț, care fac parte din această asociație, sunt solidare cu acțiunile tuturor asociațiilor de transportatori din România, care propun acțiuni radicale de determinare a factorilor de decizie de a stopa declinul total al sectorului transportului rutier determinat de majorarea aberantă a polițelor de asigurare obligatorie a autovehicolelor. Suportăm cu mare greu, începând de anul trecut, chiar din toamna anului trecut. Dacă vă amintiți, la sfârșitul anului trecut, transportatorii au declanșat un protest la nivel național. Am obținut atunci niște promisiuni, cum că ASF-ul va veghea ca să mențină pe piața asigurării un nivel suportabil pentru transportatori al costurilor RCA-urilor. Dar uitați, spre surprinderea noastră a transportatorilor, nu numai că nu s-a menținut cel puțin acea limită de la sfârșitul anului trecut, mai mult decât atât, sunt procente considerabile care s-au adăugat la costul RCA-urilor în ultima perioadă. În societățile de transport județean relativ mari, valoarea polițelor RCA a ajuns la sume de ordinul a 10 de milioane de lei. Vă dau un exemplu la mine, cel puțin la societatea pe care eu administrez. Media RCA-ului a ajuns undeva între 90 și 100 de milioane, 9.000 sau 1.000 de lei, 10.000 de lei noi. La momentul ăsta mi se pare că muncim doar pentru a plăti combustibilul, pentru a plăti salariați și pentru a plăti RCA. Pentru a ne putea gândi și la o eventuală investiție este foarte greu. Înmulțit suma care v-am spus-o eu cu un parc, așa cum este cel pe care îl administrez eu, un parc auto de aproximativ 50 de unități, și vedeți la ce sumă se ajunge, o sumă colosală. Asociațiile de transportatori au făcut o propunere de modificare a legislației care ar urma să înlocuiască RCA-ul cu un cont în care fiecare transportator să depună o sumă calculată în raport cu numărul autovehicolelor pe care le deține, cont din care ar urma să fie despăgubite eventualele pagube apărute în caz de incident rutier. Noi am propus la un anumit moment ca o firmă de dimensiuni mai mari, cu un parc numeros, să depună într-un cont o sumă de bani și să nu mai fie nevoit să încheie aceste RCA-uri aberante. Adică blocăm o sumă într-un cont și în caz de daună să putem să apelăm la acel cont, tocmai în ideea de a putea acoperi o eventuală daună produsă unui alt participant la trafic. Sistemul de asigurări din România a fost super birocratizat. Din această cauză, firmele care au un incident în trafic sunt obligate să întocmească vrafuri întregi de hârtii și să indisponibilizeze în serviciu un autocar și câte o săptămână, ceea ce înseamnă pagube economice foarte mari. Foarte, foarte, foarte multă birocrație, foarte multă birocrație, mai ales că sunt firme nou înființate, sunt înființate de vreo câțiva ani, nu au puncte de lucru cel puțin în municipii și orașe. Sunt societăți de asigurare care au, de exemplu, punct de lucru la Piatra Neamț. În cazul în care ai o daună, trebuie să suni, să te programezi și te poate programa chiar peste o săptămână, în condițiile în care o mașină de transport persoane nu poate să suporte atâta staționare, nu poate ea ca mașină să suporte, nu poate unitatea să se lipsească atât de mult timp de o mașină. Pentru obținerea unei despăgubiri în caz de accident rutier, transportatorul trebuie să întocmească un munte de hârtii și până la urmă să nu beneficieze de întreaga sumă ce trebuie despăgubită. Vine, face constatarea, după ce face constatarea, iarăși hârtii, iarăși birocrație, du-te cu ea în service, iar reconstatări și tot așa. Deci ajungem de plătim sume colosale, fabuloase și... Pentru nimic. Pentru nimic aproape, da. Deci pentru nimic. Spuneți-mi acum... Sunt transportatori care au zis, bă, nu mai fac asigurare. Că da, dar nu se poate ieși din oraș. Mă costă asigurare mai mult decât mașina. Da, dar nu se poate ieși din oraș fără RCA. Asta e drama. Da, în condițiile în care suntem depictați în trafic fără RCA, ne sunt ridicate
plăcuțele de înmatriculare și respectiv certificatul de înmatriculare. Transportatorii nu exclud proteste radicale în cazul în care Guvernul, Parlamentul, Consiliul Concurenței, Autoritatea de Supraveghere Financiară nu se vor implica în stabilirea unui sistem de control al creșterii RCA-ului. Ne aflăm în imposibilitatea de a mai circula dacă nu... Ce aveți de gând să faceți? RCA-uri și mi se pare că se profită la maxim pe chestia asta. Ce aveți de gând să faceți? O să vedem ce se... ce decizie să ia la nivel național în rândul asociațiilor transportatorilor și bineînțeles că ne vom da mâna, ne vom mobiliza și vom încerca să ne facem înțeleși că nu se mai poate de maniera asta. Cam câte societăți de transport sunt la nivelul județului Neamț? Sunt nu știu, care fac parte din asociația noastră. Da. Din asociația noastră, la un anumit moment, era în jur de 20, dar rețineți societății cu parcuri mari. Transportatorii doresc de asemenea ca factorii de decizie politică și guvernamentală să treacă la elaborarea unui ghid de vătămare corporală cu reglementări clare care să prevină calculele arbitrare ale daunelor în caz de accidente rutiere.